Reprezentanții prefecturii Olt, în colaborare cu cei ai sistemului de gospodărire a apelor, au organizat astăzi o vizită de verificare a stadiului lucrărilor de pe cursurile de apă din comunele Verguleasa și Cungrea. În satul Dumitrești din Verguleasa, oamenii au avut probleme mari din cauza apelor care le-au năvălit în gospodării. Acum, când au văzut că se fac lucrări de regularizare a pârâului Surdui, spun că au scăpat de toate grijile. Ne-a luat apa, a venit, a intrat în case, până astea, place la noi, până curți, ce este de piatră, e vai de mama noastră, nu putem să mai scoatem piatra de până curți și până grădini. Acum că v-au făcut lucrarea asta, credeți că o să fie mai bine? O să fie mai bine, că nu mai veni, că vine, vezi, își face vânt apa și nu mai veni. De 5 ori ne-a inundat aici. Prima dată în sâmbătă Paștului și după aceea încă de 4 ori. Până unde a ajuns apa? Până cam 3 km, 4 km, nu, cam 2 km jumate. A intrat în curte? Gârlă era pe în curtea mea. Pe aici cel puțin avea o jumătate de metru pe drumul ăsta. Acum cu decolmatarea? Suntem mulțumiți ce a făcut domnul primar aici. Foarte, foarte mulțumiți că de anul 1959 nu s-a mai făcut nimic aici. Tot la Verguleasa, la revărsarea pârâului Cungrea în râul Olt, apele au intrat în mai multe gospodării. Primarul Valentin Piciu este mulțumit că a primit sprijin pentru apărarea oamenilor de inundații. Ne aflăm la revărsarea pârâului Cungrea în râul Olt. În această zonă, de-a lungul anilor, s-a colmatat albia inferioară a pârâului, în acest mod provocând ridicarea nivelului apelor în amonte și implicit inundând multe gospodării, grădini, și aici alături avem și câteva case care au fost inundate. Și în comuna vecină, la Cungrea, inundațiile din primăvară și vară au făcut prăpăd. La Oteștii de Sus, pârâul Cungrea Mică a inundat mai multe gospodării, iar acum se lucrează la recalibrarea albiei. Prin lucrările astea, noi încercăm să asigurăm o secțiune optimă de scurgere a apelor, astfel încât la viitoarele ploi însemnate cantitativ, apele să albiile noastre să preia aceste viituri și să nu se mai reverse, afectând, cum am spus, casele, gospodăriile, obiective sociale, economice în general, drumuri județene, cum e cazul de față. Reprezentanții primăriei spun că fără sprijinul autorităților județene ar fi căzut din nou prada apelor. Regularizăm cursul acestui pârâu care, după cum vedeți și dumneavoastră, a făcut prăpăd în urma inundațiilor din lunile iunie-iulie. Și sunt binevenite pe această cale, țin să-i mulțumesc domnului prefect, domnului Neacșu. Toate aceste lucrări sunt executate de angajații ai sistemului de gospodărire a apelor și sistemului hidrotehnic independent Jitaru, cu 5 utilaje din dotare și alte 2 utilaje împrumutate din județul Vâlcea.